România continuă să înregistreze zilnic sute de noi cazuri de îmbolnăvire cu noul coronavirus. Creșterea este una alarmantă, mai ales pentru că tot mai mulți români nu respectă măsurile de distanțare socială impusă de autorități. Astfel, pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu COVID-19, la nivelul județului Satu Mare, de vineri și până sâmbătă, au fost desfășurate în zone aglomerate, centre comerciale, piețe, mijloace de transport în comun și terase, acțiuni de verificare a respectării măsurilor de protecție sanitară pentru a proteja sănătatea cetățenilor și pentru a nu permite desfășurarea unor activități care ar duce la creșterea numărului de infectări. La acțiunile desfășurate au participat 270 de politiști, jandarmi, politiști de frontieră, politiști locali, precum și reprezentanți a Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Echipajele mixte au efectuat controle la 130 de societăți comerciale și au fost legitimate peste 310 persoane. Totodată au fost aplicate 40. 29 de sancțiuni contravenționale, dintre care 6 pentru nerespectarea normelor de conviețuire socială, 15 pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală, iar 28 pentru fapte de natură economică, în valoare totală de peste 26.400 de lei. De sâmbătă și până duminică s-au dat amenzi de 13.700 de lei în județul Satu Mare. Siguranța și sănătatea tuturor cetățenilor reprezintă una dintre prioritățile instituțiilor cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice, astfel că forțele de ordine vor fi în această perioadă permanent la datorie, pentru verificarea respectării prevederilor legale impuse în perioada stării de alertă. Facem apel la cetățeni să respecte măsurile de protecție sanitară și de distanțare fizică pentru a-și proteja propria sănătate și viață, dar și pentru a-i proteja pe cei din jur, transmite Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare. Șeful de cabinet al premierului Victor Orban a anunțat noi restricții la graniță. De miercuri, 15 iunie, persoanele care intră în Ungaria din zonele de risc galbene vor fi plasate obligatoriu în carantină. Totodată, persoanele vor fi supuse unor controle medicale la graniță. Pentru a ieși din carantină, este nevoie de două teste COVID-19 negative, efectuate la un interval de 48 de ore. Accesul în Ungaria va fi complet interzis pentru persoanele care vin din zonele roșii. Restricțiile nu se aplică persoanelor aflate în tranzit nici transportatorilor de marfă. Totodată, carantina nu se aplică în cazul călătorilor oficiale, dar controlele de sănătate rămân valabile. Zone galbene, Bulgaria, Portugalia, Suedia, România, Marea Britanie. Zone roșii, Albania, Bosnia-Herzegovina, Macedonia de Nord, Muntenegru, Ucraina. Începând cu data de 14 iulie ora 6, toți cetățenii străini care intră în Republica Elenă pe cale rutieră, prin punctul de trecere a frontierei cu Lata, Promacionas, sunt obligați să prezinte un test molecular cu rezultat negativ privind infecția cu COVID-19, prelevat cu maximum 72 de ore înainte. Astfel, nu le va fi permisă intrarea pe teritoriul Republicii Elene. A comunicat oficial Ministerul Afacerilor Externe, MAE. MAE reiterează recomandarea adresată cetățenilor români să completeze formularul electronic Passenger Locator Form cu cel puțin 24 de ore anterior deplasării și să obțină în timp util codul de confirmare a înregistrării care va trebui prezentat la frontieră, în format digital sau tipărit. Mea reamintește că nerespectarea obligației de a completa acest formular este sancționată cu o amendă de 500 de euro potrivit legislației ELENE aflate în vigoare. La nivelul județului Satu Mare în data de 13 iulie 2020 cu recomandare de izolare la domiciliu din partea Direcției de Sănătate Publică, DSP, sunt 720 de persoane. În carantină instituționalizată nu se mai află nicio persoană. Până în prezent, la Satu Mare s-au înregistrat 72 de vindecări și 8 decese cauzate de coronavirus. Au fost efectuate 9523 de teste. Până la data de 13 iulie 2020 ora 7 15 minute din punctul de trecere a frontierei Peta au fost escortate la centrele de carantină 773 de persoane. Până în prezent, în Marea Mureș s-au înregistrat 198 de vindecări și 10 decese cauzate de coronavirus. Până astăzi, pe teritoriul României au fost confirmate 32.948 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 23.522 au fost externate, dintre care 21.682 de pacienți indicați și 1.860 de pacienți asimptomatici externați la 10 zile după depistare. De la ultima informare transmisă de grupul de comunicare strategică, au fost înregistrate alte 413 noi cazuri de îmbolnăvire. La ATI în acest moment sunt internați 235 de pacienți. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 854.241 de teste. În contextul creșterii susținute a numărului de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, grupul de comunicare strategică atrage atenția asupra necesității respectării cu strictețe a măsurilor de protecție sanitară, purtarea măștii, păstrarea distanței, evitarea contactului direct cu alte persoane, igienizarea frecventă a mâinilor. Rata de conformare față de măsurile de protecție sanitară reprezintă elementul central în gestionarea eficientă a crizei sanitare și în limitarea răspândirii virusului. Administratorii piscinelor din Baia Mare au fost vizitați de către jandarmi, reprezentanți a Inspectoratului Județean pentru Situații de urgență Marea Mureș, dar și de către organele competente pentru a face verificări vis-a-vis -vis de depozitarea și distribuirea produselor alimentare. Aceștia au fost verificați pentru a se vedea dacă se păstrează distanțarea socială precum și prevederile legale impuse în stare de alertă. Astăzi am demarat o acțiune de verificare respectării măsurilor de protecție pentru prevenirea și mitra infecției cu noul coronavirus la piscine. Suntem la o piscină privată de pe raza municipiului Baia Mare. Se respectă regulile de distanțare fizică, regulile de protecție individuală, măsurile de igienă. La unele piscine a fost montat un dispozitiv video de supraveghere. Administratorii susțin că în acest fel este mult mai ușor să îi monitorizeze pe clienți și să intervină la timp în cazul în care este nevoie. De asemenea, persoanele care nu respectă regulile impuse sunt automat evacuate. După cum am și observat, dânși au și un sistem de supraveghere video și pot controla tot ceea ce se întâmplă aici în interior. Câte piscine vor fi verificate? toate piscinele de la nivelul județului vor fi verificate începând de astăzi până la finalul săptămânii viitoare. În urma controlelor făcute până în momentul de față, la nivelul municipiului Baia Mare, nu a fost aplicată nicio sancțiune. Controlele vor continua până la finele săptămânii în curs. Verificările vor fi făcute și la celelalte piscine din județ din cele 64 de unități administrative teritoriale din județul Satu Mare care au implementat sisteme de alimentare cu apă, 54 dintre ele sunt administrate de operatorul regional ApaServ. Este vorba despre un total de peste 200.000 de consumatori din diverse zone ale județului. Din păcate, mai sunt comune în care se înregistrează probleme în ceea ce privește calitatea apei furnizate, dar și calitatea serviciilor. Dacă spre exemplu, la botiz, mai multe zile la rând au fost probleme cu turbiditatea apei, fierul fiind în după spălarea conductelor de transport, la Gherța Mare mai sunt probleme cu alimentarea în zonele mai înalte ale satului. În decursul anilor, în cazul în care uh, apa uh, conține fier și mangan, și din păcate în votiz uh, o parte din uh, apă este din puțul sau din gospodărie, ap de apă în. Uh, Uh, da, deci, are un, un, are un filtru. Sau dar un filtru, da. filtru, nu prea este. Deci, de deci calitate. nu e un filtru de nisip, nu? Da, este un filtru de nisip, dar, dar de regulă stațiile mici de tratare nu funcționează. fapt, pentru care uh, noi uh, încercăm să trecem cu toate localitățile pe uh, stațiile mari de tratare din satul mare, care ei. Tășnad, respectiv din, din, Negrești. Și atunci, în aceste condiții, se îmbunătățește semnificativ calitatea apei potabile. Dacă depunerile s-au depus pe rețele timp de zeci de ani uh, oxid de fier și de mangan, la orice șoc, uh, acestea Eu se desprind. Se Ioan Leitner este de părere că se impune continuarea unor investiții în ceea ce privește apa, în sensul asigurării unor parametri calitativ la nivelul cerințelor europene. În acest scop sunt inițiate menite a alimenta mai multe zone ale județului direct de la satul mare. În această categorie a fost menționată comuna Botiz, dar și Bogdan. Este o chestiune de timp până se va realiza un asemenea deziderat. Capacitatea de producție există la satul mare, puțin peste jumătate, 23 în prezent, din puțurile funcționale, 45 în prezent asigură necesarul de apă în reședința de județ, pentru zona care îi se asigură apa de la uzina de apă Doba. La Negreștoaș, apa este captată la suprafață. Noi o să avem mai multe zone de, de alimentare. Cea mai mare va fi cea din satul mare, care începe undeva de la Micula și ajunge, va ajunge până în Bogdan Ser. O să avem zona Carei, care alimentează toate localitățile. Deci care merge de pe Doba, da? Deci da, la de la uzina de apă Doba. Așa este, de la Doba până în Carei-Foieni uh, și în viitorul apropiat vom lega de acest sistem inclusiv uh, localitățile Tiream, genci uh, și genci. O să mai avem un alt sistem mai, mai mare, care va fi sistemul din Tășnad, unde uh, o să uh, legăm localitatea Santău uh, în viitorul nu prea îndepărtat. Și, bineînțeles, uh, zona de alimentare uh, Negrești, care va cuprinde orașul Negrești și localitățile uh, din Comuna Certeze. După realizarea contorizării, mari majorități a consumatorilor din orașul Negreștoaș se poate vorbi despre o îmbunătățire a alimentării cu apă, atât cantitativ cât și calitativ, Chiar este un excedent mic de apă și pe vremea de caniculă. Din cele prezentate de invitatul Ion Leitner, am reținut că media consumului de apă pe locuitor este undeva la 3 metri cubi pe lună, ceea ce înseamnă aproximativ 100 de litri pe zi. Ion Leitner spunea, pe baza datelor statistice, că așteptările mari sunt rentabile din punct de vedere economic, în momentul de față, localitățile mari sunt cu profit, localitățile peste 25.000 de, de locuitori, care e și uh, satul mare. Uh, încercăm să facem profitabile și localitățile, orașele uh, Tășnad, Negrești uh, și Livada. Aceste uh, localități pot fi profitabile doar în condițiile în care se acoperă cu servicii de canalizare întreaga localitate. Și atunci, sigur că la un moment dat pot, pot deveni și ele profitabile. Dar, în general, nicio localitate nu este profitabilă dacă nu are ambele servicii. De la 1 iulie, prețul apei potabile a fost ajustat cu 2,8% rata inflației pentru anul precedent. Doru Dinu Glăvan a fost reales pentru a treia oară președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, UZPR. La adunarea generală a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, sesiunea a doua, care a avut loc duminică, la grădina de vară a Teatrului Constantin Tănasă din București, au fost alese și celelalte organisme de conducere ale organizației, Consiliul Director, Comisia de Atestare Profesională, Comisia de Cenzori. Membrii noului Consiliu Director sunt Nicolae Băciuț, Mădălina Corina Diaconu, Claudius Dol Daniela Gâfu, Iuliana Gorea Costin, Roxana Istudor, Miron Manega, Răzvan Onesa, Sorin Stanciu, Gheorghe Văduva, Cornel Cepariu, Mihai Milca, Mircea Popsai. La Sato Mare s-a constituit în 13 februarie o filială a UZPR purtând numele Anton Davidescu. La ședința de înființare a participat și Doru Glăvani. În ultimele 24 de ore au fost verificați peste 65 de agenți economici cu privire la respectarea măsurilor stabilite în perioada stării de alertă. Au fost aplicate în context 14 sancțiuni contravenționale în valoare de 3600 de lei. Prin punctele de trecere a frontierei de stat au intrat în țară 351 de maramureșeni. La nivelul județului Maramureș până în prezent au fost vindecate și externate din spital 198 de persoane. Este de menționat faptul că după motivarea și publicarea deciziei Curții Constituționale a României în monitorul oficial cu privire la obligativitatea izolării carantinării instituționalizate în Maramureș nu au fost depuse cereri de externare din spital de către persoanele infectate cu COVID-19. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Maramureș face un apel către cetățeni cerându-le să respecte normele stabilite de autorități în perioada stării de alertă, referitoare la distanța de socializare și măsurile de igienă stabilite de către specialiști. În noua formulă propusă de Ministrul Finanțelor, programul Prima Casă se va numi Noua Casă și s-au adus o serie de modificări pentru a veni în sprijinul celor care doresc să achiziționeze în perioada următoare o locuință nouă, a declarat șeful Cancelariei primului ministru Ionel Dancă în briefingul după ultima ședință de guvern. În noua uh, formulă propusă de Ministerul Finanțelor Publice, programul se va numi Noua Casă și uh, sunt câteva modificări importante aduse în cadrul acestui program pentru a stimula dezvoltarea imobiliară și sectorul construcțiilor și, în același timp, pentru a veni în sprijinul celor care doresc să achiziționeze în perioada următoare o locuință nouă. Astfel, s-a majorat plafonul pentru creditele pentru achiziția de locuințe noi, de la 70.000 de euro la cel puțin 140.000 de euro, cu o valoare a garanției de. 80% din valoarea creditului. Este o modificare substanțială, radicală, care are în vedere dezvoltarea sectorului imobiliar, inclusiv pentru locuințele de până la 120 de metri pătrați, astfel încât cei care au posibilitatea și doresc să acceseze o astfel de facilitate să, po să poată achiziționa și apartamente mai mari decât cele care sunt în prezent pe piață prin programul Prima Casă. Și această ordonanță de urgență a fost adoptată în primă lectură, urmând ca după... Primirea avizului de la Consiliul Legislativ să fie adoptată în formă finală în ședința următoare de guvern. Condițiile pentru acordarea garanției pentru persoanele fizice sunt următoarele. Solicitantul, la data solicitării creditului garantat, declară pe propria răspundere, fie că nu deținem proprietate exclusivă sau împreună cu soțul, ori soția, nicio locuință, indiferent de modul și de momentul în care a fost dobândită, fie că deținem proprietate exclusivă sau împreună cu soțul sau soția cel mult o locuință. Dob dobândită prin orice alt mod decât prin program, în suprafață utilă mai mică de 50 de metri pătrați, că achiziționează o singură locuință printr-un credit acordat și garantat în condițiile programului, care calitatea de împrumutat în raport cu finanțatorul. Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor de SVSA Satul Mare a realizat în săptămâna 3-9 iulie peste 100 de acțiuni de control în domeniul siguranței alimentare și al sănătății animale. În această perioadă au fost găsite 253 de capete de mistreți morți în 24 de fonduri de vânătoare. Astfel, 199 de capete au fost confirmate pozitive și 54 capete negative, iar din cele 2383 de capete, mistreți împușcați în 49 de fonduri de vânătoare, 84 de mistreți au fost declarați pozitivi, iar 2299 de mistreți negativ, în urma examenelor specifice de laborator. În cursul săptămânii trecute a fost stins focarul de peste porcină africană din exploatația non-profesională din localitatea Ardudvi. La această oră, în județul Satu Mare, mai există confirmate 8 focare de peste porcină africană la porcul domestic în 8 exploatații non-profesionale din localitățile. Pir un focar și în Sanislău 7 focare. Menționat că săptămâna trecută în Sanislău erau doar două focare. În consecință au fost luate toate măsurile legale pentru a preîntâmpina difuzarea bolii în alte localități din județul Satu Mare. Absolvenții de școala gimnazială ori de liceu, care au obținut rezultate excelente la examenele de valoare națională și bacalaureat, au fost premiați cu siguranță în familie și au primit felicitări din toate părțile. Dar autoritățile locale satmărene nu și-au manifestat deocamdată intenția de a recompensa cele mai bune rezultate. Și spunem asta deoarece în ultima perioadă vedem cum primăriile marilor orașe din România oferă sume de bani simbolice celor care au obținut media perfectă. Rata de participare la evaluarea națională în județul Satu Mare a fost de 83,22%, adică s-au prezentat 2365 de candidați, din totalul de 2842 înscriși. După sesiunea de contestații, județul Satu Mare avea în total 7 medii de 10. Mediile au fost obținute de patru foști elevi absolvenți ai Colegiului Național Ion Slavici, Satu Mare, un fost elev al Colegiului Național Mihai Minescu Satu Mare, unul al școlii gimnaziale Mircea Elia de Satu Mare și unul al Liceului Teoretic Negreș în județul Satul Mare, examenul de bacalaureat a fost susținut de 2076 de candidați. Din acest total au promovat 1396 de candidați, ceea ce reprezintă 67,24%. Aici, media perfectă a fost obținută de o singură sătmăreancă. Denisa Baloc, de la Colegiul Național Ion Slavic Mare, a obținut 10 pe linie la examenul maturității. Diferite primării din România premiază mediile de 10 obținute de elevilor. Premiile sunt, de fapt, sume de bani cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei. Câte 1.000 de lei se dau ori s-au dat, printre altele, în județele Cluj, Iași, Olt, Vrancea, Giurgiu, Botoșani, Alba. În Alba, profesorii coordonatori la evaluarea națională au primit și ei câte 500 de lei. Primăria Suceava a anunțat câte 5.000 de lei pentru cei care au obținut media perfectă la evaluarea națională, iar la Buzău și Onești se oferă câte 2.000 de lei pentru 10 la evaluarea națională și 3.000 de lei pentru 10 la BAC. Vulcea premiază cu câte 1.000 de lei oferiți de către Consiliul Județean, iar acolo sunt 17 medii de 10 la bacalaureat. Răsplată financiară pentru cei silitori se oferă și în Scornicești, ori pentru elevii care au media peste 9,50. Stimulentele financiare sunt oferite chiar și de către primăriile Aninoasa, din județul Hunedoara și Valcău de Sus din Sălaj. Totodată vor fi propuse stimulente și pentru absolvenții de 10 din Zalău și Alexandria. Poate nu ar fi rău ca exemplul să fie preluat și de autoritățile din județul Satu Mare. Nu ar fi un efort financiar enorm pentru județ, ori pentru orașele Satu Mare și negrești având în vedere că sunt doar 8 medii de 10. Vineri și sâmbătă s-a desfășurat prima etapă a campionatului național de rally raid din România. Ea a avut loc chiar pe raza județului Satu Mare. La Baja, Satu Mare a fost implicat și prefectul Satmarului, Radobud, îndeplinind funcția de comisar sportiv. Noua etapă, care am făcut-o pe repede înainte, era pregătită de anul trecut să o se desășane în luna mai, dar din cauza COVID-ului știți foarte bine ce s-a întâmplat. Într-un final am primit, am primit aprobarea ca să organizăm competiția. Participarea este atât din țară cât și din străinătate. Mai exact de unde au venit? Uh, Ungaria, Slovacia, Polonia uh, sunt. Uh, Câțiva concurenți veniți de afară cu o experiență foarte, foarte mare în tot ceea ce înseamnă partea de raid. Este, de exemplu, Thomas Oredicec sau Zapleta, care sunt an de an participanți uh, la Dakar. Uh, sunt băieții din Ungaria cu side-by-side-urile, care au experiență vastă. După cum uh, bine știți, în Ungaria este etapa de campionat mondial, uh, Hungarian în Baha la care participăm și noi românii și uh, eu chiar mă bucur că au venit, au venit să testeze puțin terenul din România, au tot auzit discuții, ce uh, trasee avem, uh, cum sunt traseele, cum sunt organizate. Eu mă bucur că acum și-au făcut curaj și sunt aici, la satul mare. La start s-au prezentat și două echipaje din satul mare. În clasamentul general, echipajul Mircea și Poș, Jordan Andi, a terminat pe locul 10, din totalul de 17. Același echipaj apare pe locul 2 în clasa TH2. Din păcate, echipajul Ovidiu Domide, Daniel Nistor, a abandonat chiar din prima zi. Am făcut uh, diverse pregătiri, dar uh, la o mașină de competiție niciodată nu termin cu pregătirea. Totdeauna apare ceva, totdeauna vrei să montezi altceva, totdeauna apare o schimbare care ți-o dorești să o faci. Uh, totdeauna se fură idei până la urmă, pentru că uitându-te la cei care vin de afară începe să fură o idee. Și cred că asta e bine venită până la urmă, o cursă de genul ăsta, pentru că ne dezvoltăm. Mă aduc aminte cu plăcere când am început raid am început cu uh, un uh, Nissan Patrol uh, din 1984. Și acum discutăm totuși de o mașină de un Nissan Navara cu altă motorizare, în jur de 480 de cai, cutie secvențială, suspensii, deci suntem departe. Competiția s-a bucurat de succes, s-au parcurs sute de kilometri prin diferite localități din județ pentru ca totul să se încheie sâmbătă spre seară. Marii câștigători au fost cehi, Miroslav Zapletal, Marek și Cora. Miroslav Zapletal are o bogată experiență în competițiile automobilistice. Între altele, în palmaresul acestuia se află un titlu mondial FIA Cross Country, iar în anul 2009 s-a situat pe locul 7 în raliul Dakar. Echipajul alcătuit din Miroslav Zapletal și Marek Xicora a participat la competiție cu un autoturism Hammer H3 EV. Mm -hmm. Banca Națională a României a cotat un euro la 4.84 de bani cu 0,01% mai mult față de ultima cotație. Dolarul american a fost cotat la 4.27 de bani cu 0,24% mai puțin față de cotația de vineri. Moneda maghiară a fost cotată la 1,36 de bani pentru 100 de forinți. În timpul nopții vremea va fi răcoroasă. Cerul va fi variabil în sud-vestul și sudul țării și mai mult senin în rest. Vântul va sufla de la slab la moderat cu ușoare intensificări, mai ales la începutul nopții, în centrul și sudul Moldovei, în Dobrogea și nord-estul Munteniei, precum și în zona montană înaltă. Temperaturile minime vor fi de la 5 grade în depresiunile Carpaților de orientali până la 17 grade pe litoral. Izolat în Transilvania, se va semna la ceață. În timpul zilei, vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi ușor în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil cu unele în orări după amiaza și seara, însă doar izolat vor fi proi de scurtă durată în zonele de munte. Vântul va sufla de la slab la moderat, cu ușoare intensificări în regiunile estice și sudestice. Temperaturile maxime vor fi cuprise între 20 și 29 de grade, cu cele mai ridicate valori în Oltenia. În zonele de presionare, dimineața izolat, vor fi condiții de ceață. În județul satul mare, vremea va fi răcoroasă. Cerul va fi variabil mai mult senin noaptea și dimineața. Vântul va sufla de la slab la moderat, cu unele intensificări în cursul zilei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 23 de grade, iar cele minime între 8 și 10 grade. Dimineața vor fi condiții de ceață. În județul Maramureș, vremea va fi răcoroasă. Cerul va fi variabil mai mult senin noaptea și dimineața. Izolat în zona de munte, după amiaza, se vor semnala ploi de scurtă durată. Vântul va sufla de la slab la moderat cu unele intensificări în cursul zilei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 23 de grade, iar cele minime între 7 și 11 grade. Dimineața, în zonele joase, vor fi condiții de ceață. În județul Sălaj, vremea va fi răcoroasă. Cerul va fi variabil mai mult senin noaptea și dimineața. Vântul va sufla de la slab la moderat, cu unele intensificări în cursul zilei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 22 de grade, iar cele minime între 9 și 11 grade. Dimineața vor fi condiții de ceață. În județul Cluj, vremea va fi răcoroasă. Cerul va fi variabil mai mult senin noaptea și dimineața. Izolat în zona de munte, după amiaza, se vor semna la ploi de scurtă durată. Vântul va sufla de la slab la moderat cu unele intensificări în cursul zilei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 22 de grade, iar cele minime între 7 și 10 grade. Dimineața, în zonele joase, vor fi condiții de ceață.